trece pe lângă Rusovata, pe urmă trece în râul Săcănat și o să urcă pe Valea Săcănatului până la altitudinea de 700 de metri. Vă salutăm din Gara Mică din Sovata și vă invităm alături de noi la o plimbare cu Mocănița, una dintre atracțiile turistice căutate ale frumoasei stațiuni. Traseul Sovata Câmpu Cetății, pe care călătorim, are o distanță de 14 km, a fost repus în circulație în scop turistic în anul 2011 și face parte din linia îngustă de cale ferată construită în anul 1915. Aceasta avea o lungime de 82 de km și a fost principala cale de transport pentru persoane și mărfuri timp de 70 de ani.
Mocănița ne întoarce înapoi în timp prin locomotiva care funcționează pe bază de cărbuni, prin viteza redusă, cei 28 de kilometri dus întors i-am parcurs în aproape 2 ore, dar ne și poartă prin peisaje pitorești, păduri bogate, dealuri și pajiști, iar călătorii devin personaje din poveste, zâne și feți frumoși. Unii sunt mari rapsozi, iar alții supereroi. Mégsem vagyok a babámnak elég szép. Az a szép, az a szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme fekete. Darius? Da. Tu ce personaj ai vrea să fii în povestea Mocăniței? Superman. Superman. Și de unde ai venit? Din Târgu Mureș. Noi de aproape. Aplaudăm Mureșul. Superman și super eroină. Da, bunica. Din Târgu Mureș. Aplaudăm Mureșul.